Fetele au aflat că renilor le plac dulciurile cu mentă și le-au lăsat after eight. Am lăsat și niște turtă dulce pentru Moș Crăciun, din care vedeți ce s-a ales, și un biscuite cu scorțișoare și cremă de vanilie și migdale. Lăpticul, se pare că s-a băut din el, era până aici conținutul. Și vă așteptăm, fetelor. Super. O să vă îmbrăcați cu ținuta. Hai să spunem un pic că e o situație de excepție, să zic așa, anul acesta. În sensul că, cât e ceasul? E 10 și 10, cred. Iar voi, pe la 11, avem trebuie să... un cor, da, care vin fel de fel de copii și vom cânta la biserică. La biserică, așa. Și cântăm colinde. Mm-hmm. Asta înseamnă că nu o să vă îmbrăcați cu ținutele astea. Chiar acum, dar sunt foarte drăguți. Sau nu știu, vă îmbrăcați cu ele și veți merge cu ele? Nu, nu. Îmi plac foarte mult blunzele. A, da, corect, cu ei. Îmi plac mult blunzele. Ok, puteți să deschidem unul dintre cadouașe? Dar unul, mai mic. Bine. Ok, la asta. Pare că e o carte aici. Pare să fie asta. Da, e o rog, nu știu cum, dar vreau să rog. E cam greu de mult. Da, cred că o să aducem o parte. Cred că am verificat dacă mâncam moșul. Zi... Oh my god, câte împușcături! Mă doare, am făcut un război. Uitați-vă ce e aici, fetelor. A făcut o răboi. Deci uitați-vă câte firimituri. Și a băut și din lapte. Se pare că a mâncat pe fugă. Da. A fost destul de ala tupire. Bă, și am văzut că a mâncat toată turta dulce. A, de-aia a făcut firimituri. Da. Ca să mănânc să ai. Wow. Ia ce, ce drăguț! Uite, mă, ce drăguț! Mi-a pus în legată agenda! Santor este una dintre filmele mele preferate. Wow. Așa ce e, da. Uitați? Care wow, e cea păpușită? Ceva! Ce? Oh, wow! Ce? 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 Wow, balerină! Uitați, știți ce-mi place la această filmă? Că are și de desenatul lor, dar acum nu are, se pare. Nu are. Da, e drăguță. Niște caiete! Tableta! Mi-a primit niște cărți! Wow, chiar multe cărți! Ce drăguțe sunt! Sunt de Crăciun, cum îmi doream! Și cred că sunt și de activități, sunt de activități, chiar îmi plac! Ia, uite-ți, am făcut tabletă de asta de desenat! Îmi caut, cred că e altceva! Cred că e a ta! Da, e clar, e mea! Ce? Asta a fost dreptate, acum vă rup! Tabletă de grafică! Ador!
chiar mi-am dorit. Da, noi am scris pe listă că vrem câte o tabletă de grafică. Eu mai vreau niște urechiuri de la Melly Melo și am mai vrut și o carte Scenările în Pustace, volumul 1, pentru că l-am citit pe al doilea. Te bucuroasă de mine! Ai găsit unul! Și Scenările în Pustace? Da, am găsit Scenările în Pustace. Mamă, mamă! 3 și 4, fă să cred. Nu te cred! Ia uite! Deci acum am 3 și 4. Nu cred! Sunt foarte bucuroasă! Tu ai primit cărțile, ți-ai primit cărțile alea, eu am primit asta. Sunt foarte frumoase. Abia aștept, deci o să încep de azi volumul 3. Cu Lego! Lego? Brățări? Mini! Mini brățări? Nu, mini! Mini și Mickey, ce dar ia, arată-le la cameră. Mama ce vede de ei. E drumul. Îmi dau și asta. Bine. Este un pic, ăsta e pahar. Ăsta e... Amela, stai, ăsta e pahar de băut. Oh, dar care? Mamă, ia uite ce drăguț e. Are ce mă prebrăduț. Și am primit la frumos e. Și cu aspect de la vechea și asta din picioare. Parcă e un coala acolo, mă, tată. Ia, ce animăluțe sunt? Acolo, eu am rămas de și om de zăpadă. Nu mai contează. Eu mai am doar telecomitate. Sunt foarte bine. Eu mai am încă 3. Ia, poate... Mai, dar tu nu te uiți un pic la cadă? Poate ieși tu ceva? Wow! Întâi voi. Uite, Amelia, mai uite-te un pic, hai să... Păi ăsta, ăsta e... Nu, tu ești la unul acolo mai special, la... Uuuu, ceva de plastilină! Mamă, este plastilină de specială! Uite, deci, știi ce? Noi am avut la un moment dat și poți face forme cu... Acum am ultimele și specialele, vreau să fac cu teme mari. Pe ăla pe treabă să-l las pe la final. Bine. Hai să fac asta. Ok, am nevoie de față. Eu iau prima față. Ia uitați, eu am acest Moș Crăciun. Eu am acest Rudolf, că tot mă iubesc. Tot Rudolf. Deci doar Rudolf aud eu la mine. Dar să fi doar Moș Crăciun. Mamă, Rudolf! E, doamnă, okay. Eu desfac cu putere. Ceva mău, mău. Ce la mine ceva mău? Oh my god. Mamă, l-am văzut în lidă. Oh my god. Amelia. Oh my god. OMG. Eu am primit cu pisici, cu coala. Nu, e panda. E panda, dar e foarte drăguț și te-ai primit. Nu pot să credeți. Prietena mea, Stefania, are tot la fel. Are și ea pisicuțul de ăsta și mi-a plăcut mult blăniță. Stefania, au și noi prieteni, ia uitați. O mamă și o fică. Și au și pisicuțul. Hai să fiu. Ultima. Ultimele. Și acum e acum. Ce-o fi, o fi? Stați un pic. Eu sunt ursilă în brațe, e prea drăguț. Unde-i ursila mea? Ursila tău este acolo. Doamne, hai că eu desfac de ea. Stai. Tu stau? Ce-i asta? O cană. Dă-mi un pic, poate. E o cană. Dați-ne o cană. Cu coala. Ai văzut că cană pe coala? Ok, și la mine ce e? Hai să fie. O cană cu coală, la mine cu ursuleț, ce drăguț sunt! Aaa, ce bine, aveați nevoie de căni și pahare. 3, 2, 1, țin! Coală! Și aici cine face curat pe masă? Tu! Nu, eu o să... Tu ești gospodina! Eu o să mănânc un sweetie. Mm-hmm. Cum se scoate? Nu înțeleg. Eu. Sweetie. Tu? Tu ce? Fac curat pe masă. Uitați ce tare am scris. V-ați dorit mult tabletele astea grafice. Da, pentru că am găsit și la Noriel, am găsit și la Pepco și... Da, vroiam foarte mult. Mami, eu ce-ți vreau să vă zic
cadou și cred că e al tău. Uite. Crezi? Mhm. Hai să vedem al tău. Ok, și... Ce frumos e. Sofie, ține de el. Să nu se spargă. Chiar aveți nevoie de pahare. Stați. Păi dacă ăla e cel mai frumos al tău, înseamnă că ăla cel mai urât e al meu, nu? Dar care e cel mai urât? Că da, eu le văd foarte frumoase. Bă, nu știu, asta e bună întrebare. Am fost nu știu. Anul ăsta. Din socotelele mele nu prea meriți. Cam așa zic și eu. Nu pune gurița, Sofie. Să-l spălăm întâi. Ce tare gurița. Hai să vedem ce am primit. Blusiță de Crăciun. Wow, e așa, mai pe modă veche, uite, plac. Vintage, așa, da, 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 exact, exact pe placul meu. Dulciuri. Sofie. Știi că am vorbit despre asta? Oh, și cu mine? N-ai smof. Vorbit cu Moșu? Nu, cu tine am vorbit, că m-ai întrebat ce aș vrea. Eu? Vai de mine, Amelia, mami, tu m-ai întrebat. Tu m-ai întrebat ce aș vrea de Crăciun, nu? Da. Ce aș vrea de la Moș Crăciun. Și astea sunt niște biruțe de ciocolată. Și miroase aici. Mm. Ce este? Ia miroase. Pare să fie un parfum. Eram sigură că o să... Wow, wow, wow. Moșul ăsta, moșul anul acesta a fost mai damis. O paletă. Să zici că vrei machiaj foarte mult. Mai deci uite un pic bijuterie. Mulțumesc, moșule. Deci ce frumoasă e. Așa. Și mai avem. Asta miroase așa. Mm. Cremă pentru corp. Nu o desfaci? Mă, ce fain miroase. Miroase fain. Miroase așa cum trebuie de lămâie, că duci cu gândul ăla la mie. Miroase un pic citric, ai dreptate, da. Și mi-am urmărit ce fain aici. Ia ce este? Facem o excursie la Paris. Tombola aia de la crânc. O excursie la tombola de la crânc? Nu. Wow! Ce-i acolo drăguț? Se vede pe cameră? Pentru cercei. Se vede pe cameră? Ia, arată un pic acolo. Mulțumesc mult, moșule. Sunt super, super fericită de tot ce am primit. Toate sunt pe placul meu. Mulțumesc. Îți pare că ăsta este al tău. Vreau să beau ăsta. Wow. Cu ăsta. Dar trebuie să le spălăm întâi. Ăsta e al meu. Nuci? Da, știu. Pare să fie niște nuci ceva acolo. Nuci? Ah! Oh, mă țesc cu alcool. Vreau să-l scol. Cu ciocolată și cu cafea. Nu? Că tu, nu, cu cafea? Nu, e lichior. Îmi dai și mie? Lichior. Nu-l dau. Băi, moșul ăsta se ține de șuti. Băută în sac. I-a adus o cravată. Mișcă. Dar poate i-a adus și mai numai care trebuie. Ținuta festivă, probabil. Ce? Poate i-a adus, cred că nu i-a adus mai numai care. Vreau și eu să zic ceva. Da. Noi ne-a trezit, Sofie ne-a trezit să mergem la bar. Și noi ne-am mai putut să adormim. Și s-a așa. Făcut dimineața. Așa că voi nu mai... Să-mi amintesc. Mulțumesc, moșule.
vino. Hai, vino. Că noi îi desfacem cadou aici. Hai, vino și tu, că până și tu ce ai aici. Da, clar. Păi tu, eu și eu la fel. Ce-am fericit să rămân. Ce e, Sofie? Păi să fie un card de credit. Nici nu vrea să se uite. A fost drăguț. Gândind moșul. A, cred că haina astea sunt sute la. Cred că e o haină, că da, fiecare an i-a dus măcar un joc sau o haină. Nu, credea că fie haină. Era sute la sute sigură că-s haină. Mai eu ce ți-am spus că o să-mi aducă mie și eu de haină? Se va că aduc și lăsată și ție. Concluzia, toată lumea a fost cu minte? Nafură de la biserică. Ne-am deschis poli și te deschideam la Amelia. Nu pot să pun. E drăguț. L-am văzut în lider. Uite, nu știu dacă se vede, doar că fetele astea au numai bunătăți. Da, ne-am uitat cu atenție la ce au în frigider. Ce au? Au niște dovlezi, porumb, fructe, legume, căpțuni. Mănâncă sănătos. Da, și sta Sofie, nu mănâncă sănătos, tita mai puiu. În cuptor, da, au o pasăre care se coace. Are o pisică aici, super. Amelia, astea să nu le arunci pentru că sunt niște mascuțe de dormit pentru oxele. Ai de tu. Ia. Mie și drăguțe. Uite. Mami, v-am rugat, nu mai desfaceți pe covor, că le pierdeți, se pierd. Am uitat. Uite, unde ți le pun să le vezi? Amelia, uite, urmărește ăsta, că ăsta ți arată mai corect. Da, verificați să fie toate și nu le mai pune pe covor. Tu ai aici cu veterinar, da? Cu la pisicuță. Și uitați, așa arată pe afară. Pufasă. Știu. Aici sunt niște scări. Avem și niște compartimente, după cum vedeți. Cam așa ceva. Avem și această ușiță. Avem și această surpriză. Da. Sunt așa. Bună, v-ați crescut! Nu știu, cu asta? Da. Așa mănânci. Te strânge suficient de tare că poți să mai... îl mai îngustezi. Dar nu, că o să-mi mărturiți. Ai mițun, gata? Da! Amelina, hai și tu! Ce drăguț! Ia uitați! Ce măși! Ia uitați să-și pe Sofie. Sofie? Hai, Amelia! Ia să o vedem pe Sofie. Mami, dar mai avem niște cânați? Știu că erau și cânați de aia cu cașcaval. A, tu vrei de ea? Vrei să desfacem de ea de la Lidl? Da. Nu mâncați nimic din aceștia, mami, că e acum pentru masa de Crăciun. Uite, cărnăciorul uscat sunt aceștia și mai sunt și aceștia, așa. Ne-am pus pentru că nu se răcise. Pun apică? Da. Cola. Mai bine jos, da.
amândouă n-au loc acolo. Aici, mică. Aici, în interior. Nu. Eu cred că nici ea n-are loc. Și am ajuns din nou. Da. La crâne. A dormit în mașină. A dormit în mașină, da. Bun, dragilor, că astăzi n-am vorbit, pentru că am fost într-o... Nu neapărat alergătură, dar am tot ieșit astăzi. Chiar a fost o zi deosebită față de celelalte de Crăciun, când stăteam doar acasă. Astăzi am tot ieșit și fetele și-au dorit de mult să mergem la crâng, pentru că au loc niște evenimente aici. S-au întâmplat și înainte de Crăciun, dar n-am putut să ajungem. Și mi-am uitat căciula și mănușile mașinii și Florin s-a dus să mi le aducă, dar cred că nu le găsește, un pic că mă sun. Da? Uite. Și cam asta e, nu vom rămâne mult. Dar se face focus. Așa. Nu vom rămâne mult, dar am zis să ieșim și vă spun sincer, am zis să punctăm și asta azi. Pentru că mâine, în a doua zi de Crăciun, o să ne comportăm ca în prima zi de Crăciun de anii trecuți. Vor veni și nenuțele noastre. Stăm liniștiți în casă. Dacă vom avea musafiri, bine. Dacă nu, iarăși bine. Dar stăm liniștiți în casă. Da, Sofie mi-a zis să vă arăt lunița. Ia uitați ce frumoasă e. Dar eu nu știu dacă apare oare pe cameră, se vede? Că e doar o feriuță subțire, ca să zic așa. E ca un zâmbet. Da, e foarte frumos aici. O să intrăm, doar că l-așteptăm pe Florin. Sau o lună, sau o banană. Voi cu ce ați venit? Ce aveți în brațe? Avem un ursuleț de la Moș Crăciun. Ursuleț. Eu pe Sofia. Ursulețele, sunt fetițe. Da. Cunele noastre. Și am adus și acele tablete, doar că le-am lăsat în mașină, că cel mai probabil pierdeam pixurile prin zona aceasta. Da, da, da. Chiar nu m-am așteptat să fie atât de aglomerat. Deci noi nici n-am găsit loc de parcare. Exact, exact. N-am găsit loc de parcare pe aici. Am parcat-o undeva pe lângă niște case undeva. De aceea e un pic de mers și s-a dus Florin să-mi aducă mănușile și căciula. Se mișcă cu viteză mare. Atât?
Cărbune, bravo copii, bravo. Și pe cap ce-i punem? O găleată sau un oală, nu? Bravo copii. Copii, mai am o întrebare de la voi. Vouă vă place să dansați? Și vreți să dansați cu alaiul moșului? O să rog părinții să facă loc în fața scenei pentru copilași și invităm toți copilașii în față. Mami, se poate dona pentru animăluțele sălbatice. Deci n-am mai văzut așa. Uite, da, acolo se pune porumb, grâu. Sau semințele floarea soarelui. Da, și se depun acolo și se fac animăluțele. Da, da. Mă bucur, n-am mai văzut așa ceva. Chiar să vedem, o fi ceva aici? Ne-ntâne, nu se vede nimic. S-a aglomerat. E foarte, foarte aglomerat. Deci am reușit să parcăm pe o stradă laterală și se pare că și aici s-a umplut. Unde am parcat noi, s-a umplut strada. Deci va fi fain. Fetele mă așteaptă să traverseze. Mă așteaptă fetele să traverseze. Și este nebunie, frate, ce e aici? Toată și eu zic, hai să mergem în prima zi de Crăciun la Crâng, pentru că nu o să fie lume, lumea asta acasă. Și apoi ne liniștim pe 26. Da, exact, ia uite. Cum să ieșim? Încet, încet. Nu să ne jucăm și cu nisipă chinete și să vă arătăm niște sunete foarte relaxante, să zic așa. Acesta este cercul în care i-a pus nisipă chinete și acum o tăiem ca să fie un cer perfect, să zic așa. Ok, și acum o să vă arătăm niște sunete relaxing. Ok, o să punem puțin mai neplictisitor. Adică e foarte relaxant. Al doilea. Al treilea. Păi asta nu e chiar atât de relaxant. Nu. Iar acum? Da, dar știi ce voiam okay, să uităm? Bine, hai. Ai descoperit tu pe cutie că cumva setul ăsta e potrivit și pentru a realiza clipulețe, nu? Da. Are și un suport de telefon. Uite, știți aici arată mai exact? Nu chiar pe cutia mea, dar este o revistă cu ce face fiecare. Acum mergem să vedem ce face Ami, pentru că ea este un pic supărată, fiindcă i s-a zgâriat tableta grafică pe care a primit-o de la Moș Crăciun. Ami? Ce faci, puiule? Ești un pic supărată? Da. Ce s-a întâmplat? Păi, într-un fel, nu știu cum m-a zgâriat tableta și Sophie a zis că mulțumește-te că nu ți s-a întâmplat ceva și mai rău. Și eu am zis, da, de parcă mă simt, da, mă simt și mai bine. Dar apoi am zis, dar mi-a zis părerea, da, sigur, nu plângi. Și apoi n-am început să ne sirstăm, adică, da, trebuie să mă crede pentru că nu plâng. E adevărat. Ia să vedem ce a pățit tabletuța ta. Are două zgârieturi și nu știm de unde, nu? Da. Mm-hmm. Uite, dacă te pot să fac? Mm. Uite, fac asta, asta, hop, 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 hop. O barcă cu steagul României. Uite.
poate și nu se mai facă pălăriu, dar dacă le aștept se văd. Și Ameliuța te ajută și ea? Da. E cadoul meu preferat. Pentru că pot să stau cu el oricum vreau. Eu sunt mult și îmi place să mă duc așa. Hop, hop și caviar. Și mi-a adus moto asta de la școală. La serbare, da? Da, de la serbare. Foarte frumos. Am mai primit un nou Kinder și Kinder Bueno. Dar știți ce n-ați arătat voi? Conținutul calendarelor advent. A, da. Hai să mergem să ne uităm. Îmi prezice. Mai am asta. Bine am folosit-o. Dar i-am pus capul iași. Și zic că ia pe specială de baie și altele. Am folosit și o perlă atunci, dar nu o mai am deloc, că s-a topit. O pită. Da. Nu le fac la ordine, da? O pilă. Niște de astea care le bag în apă și se face apa roz, nu? Da. Ce sunt astea? Că nu știu. Cred că gel de duș. Da. Cu miros de căpșun și vanilie. Da, ambele două sunt. De luz de, două da. O sare de baie. Pentru o baie relaxantă. Da. Niște confeti. De fapt, sunt foițe de săpun pentru pus în cadă. Niște elastice. Da. Două, unul cu sclipi, sună mama. O oglindă. Un balsam. De buze. Da. M-am folosit de la urmă cu el. Și tu, Fia? Despre pe mânuțe, da? Da. Da. Foarte drăguțe. A, și știi care e partea bună la clame? Că îmi prind o clamă. Îmi prind clamele. Da? Îmi prind clamele, mama. Dar, când le trag, nu te doare. Da. Asta-i cu greu partea. Găsim niște clame bune care să nu smulgă părul când le dăm jos. Și tu, Sophie? Aici Crăciunul n-a fost inclus la calendar. Nu. No. Deci, o să tu ai avut un calendar cu squishy. Uite. Da? Cu mulți mini squishy. Câte oile am dat mele, deci o să vi le arăt și pe alea. Doar că mai trebuie să mi le aduc în ea. Deci, în primul rând, începem cu aceasta, roz. Eu așa am numit-o. Acesta este un mel. Speedy. Marco. Cel mai rapid milk. Good Bunny. Stăluța de mare, adică Star. După aceea mi-a picat ursulețul polar. Da. După aceea mi-a picat un alici de Moș Nicolae, adică. Pe 6. Da, pe 7 nu știu ce. Parcă am primit... o să iau unul altul. Acesta. Știu să nu zic că pe 8 am primit acesta. Pe 9 am primit un scos și măsit, doar că e la Amelia și după să mi-l arăt acum. Numărul 10. Hai că iau pe ăsta. După aceea ăsta. Asta era la numărul 7. Să-i vedem, nu mai contează numărul, să-i vedem pe toți că sunt super drăguți. Tot de la calendarul meu, dar le-am dat amele, acest ursuleț. Ia, pic mai la departe, așa. Galben, e foarte frumos. Da. Da, am plăcut astea galbene că când, de fapt nu, când ne duce undeva unii tot aceeași nuanță, astea, degetul acesta galben, se fac albe. Nici mai recunoști culoarea lor. După aceea, acest iepuraș.
burtica în sus. Și face este acesta. Frumos din partea ta că îi l-ai dăruit surioarei. Da, știu că mi-a dorit foarte mult iepurașul ăsta și pulozele astea am făcut schimb. Și astea doi le-am dat de fapt gratis. Dragilor, după cum am anticipat, în prima zi de Crăciun n-am mai făcut mare lucru. În a doua zi de Crăciun n-am mai făcut mare lucru. Suntem în a treia zi de Crăciun acum, când ne-am dat seama că n-am făcut încheierea vlogului. Așteptăm și niște musafiri. Da. Și am zis că e cel mai potrivit lucru să-l încheiem, să nu mai tragem de clipulețul ăsta. Sperăm din suflet că ați avut, vorbim la trecut până postăm noi clipulețul. Bună, ați avut sărbători fericite. Un Crăciun fericit, pentru că e posibil ca noi clipulețul să-l postăm până de anul nou, dar clar după Crăciun. Bine, eu cred că pe 30 vom posta, adică pe 30 decembrie. Anul a fost un Crăciun diferit, da, pentru că am ieșit afară foarte mult. Da, exact. În prima zi de Crăciun de obicei stăm liniștiți în casă. Da. Dar astăzi, anul acesta s-a întâmplat așa. A trebuit să meargă și fetele la cor. Am mers un pic și la cimitir, ați văzut. Vreau să las până la anul nou pradul. Da, am mers și în crân. Și acesta a fost vlogul. Da. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Sperăm că ați avut un Crăciun fericit, că veți avea un an nou minunat, cu sănătate, cu bucurii, cu toți cei dragi alături. Și noi așteptăm cu nerăbdare să ne revedem și în 2023. Vă pupăm! Pa! Ami?